Dar nu cred, era să uit când. Bună seara, prieteni! Bine ne reîntâlnim la Agenda de Mureș. Era 2018, luni 3 decembrie. La 18:30 am pornit cu Florin Bacali, consilier local între timp la Cristești. Acum 3 ani. Sper că mă auziți și că ne auzim. Aștept feedback-ul după acești 3 ani. S-au întâmplat și situații de genul acesta, în care au mai mers, n-au mai mers, depinde de situație. Aștept și acum să văd un feedback, să-mi spuneți dacă ne vedem, dacă ne auzim. Da, ne auzim. Au trecut deja așadar 3 ani. 3 ani în care am încercat să pun Agenda de Mureș în fața voastră, pentru voi, cu interesul acela de a menține presa sau o presă liberă, în sensul în care întrebările voastre să fie puse tuturor celor care acceptă invitația de a fi în fața voastră prin canalul de Facebook Agenda de Mureș. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine 3 ani de zile, îi mulțumesc celui care m-a provocat acum 3 ani și 2 săptămâni, și mi-a spus, nu cred că în 2 săptămâni pornești un asemenea proiect. L-am pornit, aș fi vrut să fie astăzi și dumnealui, să zic așa, aici. Poate va fi cu altă ocazie. Și sper să merg și să mergem mai departe, împreună. Mulțumesc celor care mi-ați dat feedback-ul acum că merge. A ajuns și la mine semnalul. Ce pot să spun? S-au schimbat lucrurile în sensul că aproape 10.000 de urmăritori fideli, 10.000 de urmăritori fideli care de atunci până astăzi ajung parcă tot mai puțin să vadă, pentru că rețeaua cere bani. De aceea v-am rugat și vă rog în continuare, distribuiți voi, pentru că rețeaua fără bani nu ne distribuie. Cam atât despre începuturi și despre istoria Agenda de Mureș. Și înainte de a trece mai departe, Laurent, am înțeles că e ceva și cu Sfântul Ferenț. Dacă greșesc, mă ierți. Dacă nu greșesc, vă spun tuturor care purtați numele ăsta la mulți ani și sper să rămâne și să-mi fiți alături și voi. Astăzi vreau să vorbim despre, nu știu, până la urmă, nemulțumiri, împliniri, speranțe, faptul că am avut atâtea așteptări peste 30 de ani de la oamenii politici, de la administrațiile noastre, cum ar spune un profesor din Târgu Mureș, administrația românească. Administrația românească, indiferent că e formată din cetățeni de etnie maghiară, română sau romă sau altă etnie, cetățeni români care fac administrația românească de aici și de peste tot din țara asta. O mare dezamăgire cu mici excepții, pentru că excepțiile astea, spun unii, vin să confirme regula. Și regula este că era mai bine înainte. Nu? Să sperăm că nu vom spune asta mâine. Mâine, când privim în urmă și am putea spune, bă, era mai bine înainte. Eu nu vreau să cred asta și vreau să cred că punem împreună umărul la a ne fi mai bine mâine, nu mai bine ieri. Cam atât. Invitații mei de astăzi. Vi prezint profesorul Mircea Prozan și om de afaceri. Bună seara, bine ați revenit la Agenda de Mureș. Mulțumesc pentru invitație. Și Ciprian Turdean, om de afaceri și consultant în administrație publică. Mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, se zice o vorbă mai veche, primii 3 ani sunt mai grei, ai trecut cu bine, zic eu, de acești primii 3 ani și îți urez cât mai mulți spectatori, emisiuni incitante și cu subiecte la fel. Mulțumesc tare mult, domnilor, și vă mulțumesc în primul rând că ați venit astăzi aici să vorbim în momentul în care nu contează atât de mult că Agenda de Mureș are 3 ani, dar au venit banii. Așa ni s-a spus, avem primii bani care ne vin de la Uniunea Europeană pentru investiții. Și unii scriau, ce bine, ce la țancă a intrat PSD-ul la guvernare exact când vin banii. De regulă, în luna decembrie, degeaba vin banii, că nu se face nimic. Domnule profesor!
Păi, mulțumesc mult, încă o dată la mulți ani și să sperăm că o să aveți în continuare emisiuni cu și mai mulți oameni care vizualizează, pentru că efectiv reușiți să aveți un impact mai mare ca televiziunile care le știu foarte bine. Ei, banii au venit, dar eu știu foarte clar că este un exercițiu bugetar, mă scuzați că am un pic emoții până intru în ritm. Ei, cum se pot cheltui banii acum, de exemplu, la sfârșit de an? Pentru că efectiv pe 31 decembrie orice instituție publică trebuie să cheltuie banii pe anii, pe anul respectiv. Știu că am avut și o funcție mare, am fost inspector general și ne chinuiam, țin minte că ultima dată discutam la finanță să se facă niște plăți pe ultima sută și lucrau foarte mult acolo. Dar trecând peste problema strict financiară și, bineînțeles, bugetul care trebuie cheltuit pe anul în curs, dar acum o luăm așa mai gospodărește, că discutăm nu de un mediu de piață, o economie de piață. Păi vine iarna. Uite, chiar și Parlamentul României pe vremea lui Carol I și Ferdinand, ei cam prin noiembrie începeau, să zicem, poveștile, că până noiembrie aveau de lucru. Viața parlamentară erau povești, ca să lămurim o problemă, pentru că ei, cel puțin în Senat, nici nu erau plătiți. Ei făceau munca voluntară. Ei, din luna martie și până în luna noiembrie, se ocupau de exploatarea pământului, de activitățile economice și pe urmă începeau și ei să mai facă câte ceva, să mai dea niște legi. De ce am făcut eu această paranteză? Pentru că s-a ajuns, din păcate, ca sistemul, cum îl numesc eu, tribunicianu-proletar, să controleze, știu eu, toată, chiar și Europa, nu neapărat numai România. Ori, vă rog, am citit cu mare atenție, din nou, Constituția din 1866. Ei, acolo, printre altele, erau patru colegii electorale. Ei, în primele două colegii electorale și din care se alegeau, în primul rând, senatorii, care ei aveau cel mai important punct de vedere, trebuia să ai o proprietate, trebuia să fii proprietar funciar. Puteai să fii tu cine ai vrea. Un, de exemplu, un liberal, care era la vremea respectivă văzut ca un fel de socialist sau roșii, cum erau văzuți ei, de conservatori, numai în colegiul 3 intrau. Ei, unde s-a ajuns de la Prusia, Germania, lumea care era atunci, pentru că Germania de fapt s-a impus în Europa, până și acest pas de defilare, zic unii că îi lua de la ruși, nu îi lua de la ruși, îi lua de la prusaci și însemna că, apropo, discutați de 1 decembrie, însemna disciplină, însemna ordine, însemna condiție fizică, nu cum i-am văzut pe niște jandarmi aici de 1 decembrie, o gloată pe cuvântul meu, eu dacă eram comandantul lor, alergam, aviația inamică, gaze la pământ. Mie mi-ar fi fost rușine să vin de ziua națională cu acea dunătură din spate, pe cuvântul meu. Nici cadență nu aveau, nici cadență cel puțin. Ei, unde s-a ajuns, că aici ajungem la bani, acești oameni să cheltuie, nu știu să-i cheltuie, nu se mai și producă. Dar ce frumos ar fi să fie însemnat fără să primească salariu. La fel și în Camera Deputaților, nu? Acum am încercat să spargem un pic. Da, spart-o și o să revenim la partea cu 1 decembrie, dar un pic mai la final, până atunci Ciprian Turdean. Da, nu o să abordez un discurs așa de direct. Au venit bani. Mai mult tehnic, da, mai mult tehnic. Deci ca să înțeleagă și spectatorii care ne privesc, este vorba despre un buget multianual. Deci banii aceștia pentru care s-a semnat România acum angajamentul, că îi cheltuie, a semnat angajamentul că cheltuie pe multianual, pe bugete multianuale. Așa au fost și exercițiile financiare precedente. Și vorbim de exercițiile financiare, practic, de când România a intrat în Uniunea Europeană. Perioada 2007-2013, 2014-2020. Și acum se negociază pe Ciprian Turdean, guvernanții actuali 2000... au spus că au semnat... Și au intrat primii bani, semnat, avansul, a intrat sigur, avansul. Dar avansul nu trebuie cheltuit până la 31 decembrie, hai să fim serioși. Deci avansul, bineînțeles, este o prevedere din draft, din
contractul care a fost încheiat, contractul de finanțare, el trebuie cheltuit, bineînțeles, într-o anumită perioadă de timp, dar nu până la 31 decembrie 2021, pentru că nu ai cum să cheltui acești bani în perioada aceasta. Perioada, dacă îmi permiteți, perioada care este acum, sau cel puțin până în luna aprilie, mai, deci noi avem nevoie de infrastructură. Cum cheltui banii când în lotul Chețani, Câmpia Turzii, se face praf? Deci, aici încercam eu să spun, normal că este un buget multianual, până la urmă și Ceaușescu avea cincinalul, sigur, dar problema este cum cheltui banii. El îl termina în 4 ani cincinalul, da, 4 ani și jumătate. Problema este că acum stai 5-6 luni fără să poți să folosești banii bine. Dacă îmi permiteți numai o secundă, exact cum am văzut la garnizoana din Mureș, bănuiesc că tot din acești bani erau și vopseau gardul în luna noiembrie când deja ploua, era foarte frig. Eu mă pricep la imobiliare. Credeți-mă că sunt bani aruncați în stradă, bani aruncați aiurea. Sigur, România a negociat acest Plan Național de Redresare și Reziliență de 2-3 ori. Până la urmă a fost acceptat de partenerii finanțatori, partenerii europeni. Acest PNRR, să se înțeleagă, a venit practic în plusuri mare a situației pandemice. Aici se întrerup. Partenerii finanțatori. Nu, sunt finanțatori cei care ne dau creditul. Și da, prima dată nu vine creditul. Păi jumătate din sumă este credit. Dar la partea cealaltă și noi suntem cei care dăm bani acolo. Așa. Trebuie să ne trezim odată la realitatea asta. Sigur, pentru România că întotdeauna a contribuit de la 1 ianuarie 2007, a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu 1% din PIB. Nu mai puțin, vă rog, și eu. Ca să explicăm totuși ce înseamnă acest Program Național de Redresare și Reziliență. Este pe buget multianual. România se angajează pe lângă cheltuirea banilor și să facă niște reforme. Eu zic că miza este mult mai mare aici decât cheltuirea banilor efectiv. Pentru că România a întârziat anumite reforme din sectoarele principale. Vorbim de educație, vorbim de sănătate, reforma statului în ansamblu, organizarea administrativ-teritorială și așa mai departe. Deci aceste chestiuni vor merge în paralel. Statul român va fi monitorizat în paralel de accesarea acestor bani cu îndeplinirea acestor reforme. Și aici este, de fapt, miza cea mare pe care noi o avem și care să privim cu optimism. Să sperăm că o vom duce la îndeplinire. Adică, clar că avem, pe de altă parte, în calcul un pesimism că tot ceea ce s-a întâmplat pe exercițiile financiare 2007-2013, 2014-2020, nu neapărat că a fost un eșec, dar nici un succes 100%. Știm foarte bine că gradul de atragere a fondurilor europene nu a fost întotdeauna spre 100%, cum dăm exemple ale vecinilor noștri, spre exemplu a polonezilor. Dar totuși România, prin instrumentele pe care și le poate crea acum, și asta de fapt zic eu că este miza cea mare, poate să atragă acești bani și sper că cei care au ajuns acum la guvernare sunt conștienți, sau oricine ar fi fost la guvernare, sunt conștienți că aceasta este o ultimă șansă a României. Domnule profesor, vă văd foarte optimist. Ciprian Turdean spunea să privim cu optimism. Deci, eu din câte am citit, eu nu sunt economist, dar o parte din acești bani, de fapt, sunt împrumuturi, nu? Jumătate. Na, bun. Și atunci la cele împrumuturi noi plătim dobândă. Deci, ca toate statele care deci, au fost afectate. Dar, deci, nu doar România plătește. Corect. Dar dacă noi plătim dobânzi, înseamnă că numai o parte sunt bani europeni și banii europeni care sunt, în procentul care sunt, aia, cum a spus, sunt foarte bine verificați. Și dacă ei abia acum vin și noi avem nevoie ca să lămurim de infrastructură în primul rând, asta nu înțeleg până și în perioada interbelică, Ștefan Zele din ideologul liberalismului, dar nu trebuie să mergem pe Roosevelt, mergem Germania, au pornit cu infrastructura, noi parcă eram bătuți în cap. Dar nu ne lasă, domnule profesor, așa, Europa... Ce infrastructură facem noi, de exemplu, cum faci afaceri? Pentru că până la Cluj, uite, eu să plec peste 2 săptămâni în Barcelona, iarăși o să văd viței, miei, purcei, o să văd o autostradă părăsită. Când mă uit acolo, mă doare inima, sunt banii noștri acolo în lotul acela abandonat. Da, dar Europa acum nu ne dă bani să terminăm acel proiect. Nici vorbă. Ne dă pentru altă bucată de autostradă și pentru un muzeu la Târgu Mureș, un muzeu al fotografiei. Da, este într-adevăr, aici s-a negociat, se poate face o observație politică asupra negocierii PNRR-ului. Cel mai câștigat oraș, cred,
din punct de vedere a PNRR-ului, este municipiul Cluj-Napoca. Pentru că are la partea de infrastructură cuprins metrou. Este peste un miliard de euro. Găsim și poate tocmai de aceea Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a afișat în continuu cu premierul României, candidat la funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Începem să comunicăm. Bun, eu n-am venit pe un ton critic neapărat, pentru că nu am venit pe un ton mai mult de formație profesională tehnică, oarecum, pentru ceea ce înseamnă accesările. Adică eu, scriind proiecte de finanțare, privesc optimist lucrurile. Dar normal, nu fac, adică nu vin cu un discurs. Turnean, voi priviți optimist lucrurile, politic, dar nu le priveți la fel de optimist. La discurs politic nicio problemă, că am experiență. Tu le privești optimist, dar e un partid cu câțiva lideri foarte vocali care nu vă privesc pe voi cu optimism. Adică voi, cei care scrieți proiectele, sunteți potrivit ăstora, sunteți de fapt hoții. Depinde. Depinde, adică dacă lucrați și aveți proiecte multe, deci aveți proiecte multe. Depinde dacă nu cine aveți, afirmă chestiunea aceasta. Ați am spus un partid, îl știe, a fost la guvernare până acum, s-a afișat cu... Încerc să mă detașez, adică am ajuns la experiența la care eu mă detașez efectiv de unele afirmații, îmi place să dialoghez pe argumente. Deci așa pot să spun orice și eu despre și atunci, orice firmă. Pe argumente, te rog, spune-mi cât de pregătiți sunteți voi, cei care ajutați administrația publică pentru Angel Salini și deci PNRR. Dacă raportăm la ceea ce se întâmplă la nivelul administrației publice locale și a societăților de consultanță, foarte pregătiți. Deci s-a văzut faptul și pe programul acesta guvernamental, de finanțare guvernamentală Angel Salini, s-au depus de 3 ori suma alocată. Deci practic au fost alocate 50 de miliarde de lei și s-au depus proiecte de 3 ori mai mult. Asta înseamnă că firmele de consultanță și autoritățile publice locale și-au făcut treaba, au depus proiecte și guvernul are posibilitatea acum să centralizeze nevoile la nivelul autorităților publice locale. Este vorba despre proiecte din domeniul infrastructurii, în primul rând, infrastructurii de drumuri, infrastructură de apă și canalizare și infrastructură de gaze naturale. Sunt, aici trebuie să observăm și, ca să intrăm într-un subiect care ne privește, situația județului Mureș până la urmă. Practic, pe județul Mureș putem face niște calcule. Dacă la nivel național acestui program i-au fost alocate 50 de miliarde de lei noi, pe calculul matematic vine cam un miliard, împărțit un miliard pe județ. Proiectele sunt foarte generoase din punct de vedere financiar. Clar că nu o să se acopere suma necesară. Doar județul Mureș, Consiliul Județean Mureș, știu că a depus proiecte de 380 de milioane de lei noi. Municipiul Târgu Mureș a depus proiecte de peste 200 de milioane de lei. Mai rămân 100 de unități administrativ-teritoriale care, vă dați seama că ajung să împartă în jur de 5-6 milioane, matematic vorbind. Acestea, deci nu ajung banii. Așa numitul PNDL3, da? Da, PNDL3. În acel program considerat de unii tot așa o hoție. Nu este nicio hoție. Apropo de ceea ce zicea și domnul profesor, nu putem, dacă jandarmii de la Cluj-Napoca, am văzut filmulețele cu jandarmii de la Cluj-Napoca, nu putem să spune că jandarmeria e o instituție care nu-și face treaba până la urmă. Sunt anumite derapaje și în acest program de dezvoltare locală au fost derapaje prin sudul țării, s-au achiziționat... Ce de-ar, așa e, jandarmeria și la București a dat cu gaz în mufă ziariștilor de i-a amețit. Bun, da, i-a dat lui Cornel Brișcaru, de acum e bucuros că iarăși PSD-ul e la guvernare. Depinde cum privim și acest, adică aici facem sau desfacem, este necesară sau nu este necesară instituția aceasta. Domnule profesor, deci, credem în promisiunile astea venite cu două proiecte, odată PNL-ul a venit cu programul Angel Salini, PNDL3, numit de unii și spus că e copiat după Liviu Dragnea și nu e bine să dăm bani administrațiilor locale, că practic îți bani dați preferențial pe linie politică, și pe de altă parte PNRR-ul acesta, unde sunt tot banii noștri, nu fonduri guvernamentale, ci banii pe care odată îi plătim înapoi băncilor noi. Așa și odată este. Îi luăm noi de la Uniunea Europeană, în care Uniune suntem și noi parte. Sunt promisiuni
realizabile sau deșarte? Ce spuneți dumneavoastră? Și aș mai vrea să-mi spuneți încă un lucru, pentru că ați vorbit de ciotul acesta de autostradă care pare că nu se mai face niciodată. Totuși, noi ce vrem? Și vă întreb pe dumneavoastră în dublă calitate, profesor și om de afaceri, adică angajat la stat, pe de-o parte, știți cum e sistemul de învățământ din România și ce tare are, nu din perspectiva cadrelor didactice, ci a bazei materiale, și doi, omului de afaceri care vrea să se dezvolte în țara asta. Deci haideți să începem în primul rând cu afacerile. Eu nu fac politică ca să lămurim o problemă, dar ca un om care trăiesc în economia concurențială, în lumea reală și care am pornit de la zero și am făcut totul, apropo de documente se ocupă alții, nu mă ocup eu, sunt chiar în prima linie, nu pot să nu observ că de fapt, și nu numai eu, cam toți cetățenii observă acest lucru, că trebuia început în primul rând și în primul rând cum au făcut croații. Eu când am fost în Croația, Croația a fost într-un război civil. În anul 2000, în munți aveau niște autostrăzi, de am rămas blocat. În anul 2000, după un război civil. La fel în fosta Cehoslovacia, acum Cehia și Slovacia. Oriunde mergi, oamenii aceia s-au mișcat. Acum eu nu vreau, pentru că chiar îmi place cum vorbiți, domnul Turdeanu, da. Așa, sunteți un specialist în domeniu, dar eu privesc, mă scuzați, omul concret, omul care sunt contributor, sunt cetățean. Ce pot să zic eu? Au venit acești bani, dar în primul rând, să trec la subiect, adică să trecem la substanță, la Parlament, că de acolo încep legile. Și Carol I, când a venit în România, primul lucru care l-a făcut a fost să avem o Constituție și să vadă cu cine stă la masă. El stătea la masă cu oamenii gospodari. Funcționarii sunt altceva, ei sunt specialiști, tehnocrați, tot respectul pentru ei, dar un om de afaceri, un om care conduce o țară, el nu discută, discută eventual miniștrii, directorii generali, în rest trebuie să vedem acești bani, ce facem cu ei. Noi, eu ce pot să zic? Și cred că cam toți sunt de acord cu mine. În primul rând, noi am rămas la coada Europei. Nu poți să vorbești de economie de piață fără infrastructură. Și cum spunea domnul Giurgea, și noastră spuneați foarte frumos de metrou, un banal exemplu, și care l-am deschis eu, este această autostradă. Deci acolo, din ce am citit eu, mă repet, nu sunt specialist, s-au alocat bani cam 40 și ceva la sută din prețul acelui cod de autostradă. Tot se fac praf acum. Am dat un exemplu concret. Aici, la garnizoana asta, de unde era cândva comandamentul. Când l-am întrebat pe un băiat la o firmă, voi cum vă obțiți așa? După amiază plouă, înainte de masă a plouat. Păi, dar dumneavoastră vă dați seama, uite un lemn. Eu stau la o casă. Am plătit inițial o firmă să-mi facă sus la ștocătura, deci de lemn. I-am spus, stimate domn, uite, am dat pe schelă atât de mult, o firmă. Te rog frumos, dă bine cu șmirgăl acolo, pentru că altfel după 2-3 ani, efectiv, iarăși merge bopția jos. Ei, până la urmă am ajuns eu să le arăt la alții cum se face un gard. Am luat șmirgăl de 80, care e un șmirgăl fin, atât de frumos, și am stat pe lemnul ăla și am dat de 3 ori cu baiți subțire și pe urmă cu baiți gros. Aici vreau să spun, pe lângă faptul că banii vin târziu, oamenii care se ocupă nu sunt cei mai buni profesioniști, pentru că mulți sunt... Tocmai de ce, domnule profesor, au apărut consultanți în administrație deci publică. Deci pot să dau nenumărate exemple de succes în administrația și locală. Și totul e perfect. E perfect, nu? Eu n-am zis că totul e perfect. Dar nici nu va fi niciodată, stimate coleg, perfect. Niciodată nu o să fie perfect. Ideea este că, numai o secundă. Da, vă rog. Deci sunt programe care au fost implementate cu succes. Da. Deci în administrația publică locală. Eu am venit aici să, dacă îmi permiteți, să dau niște exemple și de succes în administrația publică locală. La nivel de comune lucrez eu cel puțin. Deci unde s-au implementat fonduri, că europene, că guvernamentale. Te rog frumos, dă-ne exemplele și spune-ne totodată de ce în alte locuri nu se întâmplă. Pentru că avem cazuri, știm și din afara județului, comune care s-au dezvoltat, care au școli
la ultimul nivel, să spun așa, la ultimul răgnet al dotărilor, au infrastructură, au tot ce le trebuie, dar sunt orașe care plâng și astăzi. Da, de ce și unde e ruptura? Nu mai un pic, Ciprian Turdean. Pe mine mă interesează dacă ai reușit să înțelegi de ce noi vrem ceva, iar primarii și primăriile fac altceva. Nu vă ascultă nici pe voi? Sau banii vin anume pentru ceea ce vor ei, nu pentru ceea ce vrem noi? Nu neapărat. Deci, eu lucrez la nivel de comună mai mult decât la nivel de oraș sau municipii. Problema cea mai mare a comunelor a fost și este în continuare problema alimentării cu apă, problema canalizărilor, problema infrastructurii. Pe programele acestea de tip PNDL, oarecum s-a rezolvat această problemă. Au mai rămas și aici la noi în județul Mureș mici zone, zona de câmpie, care nu beneficiază de apă pentru că li s-a promis primarilor că pentru introducerea apei potabile se accesează alte programe care din diferite motive nu s-au mai accesat. S-a aruncat, bineînțeles, politic, a încercat să se speculeze politic vina de pe Consiliul Județean pe Aquaserv, de pe Aquaserv pe Consiliul Județean, pe ADI Aqua Invest. Ai avut și tu invitați aici care au dezbătut acest subiect. Dar la nivel de comune, cât de cât, că mă tot întrebai de ce unele fac și unele nu, din două motive. Sunt unii primari și unele consilii locale pe care nu interesează în mod adecvat această, să zic așa, paletă de accesare de fonduri, căs guvernamentale, că sunt europene. Sunt unii care apelează la firme de consultanță, sunt unii care sunt ajutați, poate chiar și pe linie de partid, cu recomandări de a lucra și de a intra pe anumite domenii în vederea accesării acestor surse. Iar acest program pe care eu am lucrat, că am implementat, cred că vreo 5 programe de tip PNDL, toate au fost cu succes. Adică am avut alimentări cu apă, am avut din toate domeniile alimentări cu apă, am avut asfaltări și toate au fost cu succes până la urmă. Vedeți, aici cu mare atenție v-am ascultat, domnul Turdean, dar obiectele noastre de muncă, de activitate, sunt un pic diferite. Deci eu, de exemplu, în domeniul imobiliar, mă bucur foarte mult și vă felicit că au canalizare, că s-a făcut nu știu ce. Pe noi și pe foarte mulți, nu numai pe mine, centura Târgu Mureșului, lotul Chețan, ziceți, Câmpia Durzii, cum s-a ajuns la Cluj. Chiar și domnul Mașca îmi punea o întrebare cândva, păi ce interes? Păi mai stimate domn, dacă de exemplu ai un lot de autostradă, ai autostradă între Târgu Mureș și Cluj, foarte mulți din Mureș nu mai locuiesc la Babeș-Bolyai în Cluj, că fac naveta, cum e în Barcelona, cum e în Madrid, cum e în Londra, peste tot. La 100 și ceva de kilometri faci naveta. Deci mă bucur că discutăm, dar prioritățile și obiectivele sunt cu totul altele și mai ales că noi mergem în primul rând pe orașe mari, pe Cluj, Târgu Mureș. Corect, aici prea puțin mă interesează, dar eu vă respect. Știu eu, de asta suntem doi invitați și vorbim de lucruri. Dacă îmi permiteți, deci într-adevăr, putem spune că au fost niște pedale de accelerație care nu au fost apăsate la timp. De dezastru. De ceea ce înseamnă infrastructura, mai ales că s-au făcut anumite alegeri părtinitoare. Județul Mureș poate de multe ori nu este, și acum vin ca un susținător al Câmpiei Mureșene, pentru că de acolo sunt din Luduș deloc și inima mea acolo bate. Și toată zona, cu toate comunele de acolo, Luduș, Iernut, Țărmașu. Zona este oarecum defavorizată față de alte zone, inclusiv pe alocările financiare, pe celebrul PNDL despre care discutați și voi. Deci pe PNDL 2, despre ce vorbim, Consiliul Județean Mureș a depus 4 proiecte de infrastructură rutieră, din care două zona Reghin, una în zona Reghin, una în zona Sovata și pe câmpia Mureșului un kilometru. Nu vedeți? Vedeți deci că sunt localități în județul Mureș, de exemplu, dacă nu mă înșel, cred că 13 localități care nu beneficiază de gaze naturale. Deci radiografia, dacă este să o facem, nu este într-adevăr tocmai cea fericită. Eu, poate dintr-un defect profesional, sunt obligat să privesc cu optimism, eu pentru că la scrierea acestor proiecte, dacă nu să le clarificăm problema. Nici eu nu sunt politician, toate că 22 de ani am făcut politică. Dar noi suntem dezastru la... Uitați-vă, dacă tot mergem pe sate, vă dau exemple pe Târnava Mică și Târnava Mare.
Spre exemplu, la Filiternic este cel mai important șantier de gaz metan și iau o mică șosea și aia până în mijlocul satului, făcută din bani europeni. Ei, cum să vă spun, e dezastru, e dezastru. Adică noi nu putem, ce s-a făcut? Până și miniștrii zic că suntem anul în care pentru prima oară s-au dat în folosință cei mai puțini kilometri de autostradă. Dar nu se poate o țară cu 22 de milioane, că o fi venit din Basarabia, de asta sunt 22 de milioane, după 30 de ani de la Revoluție, să nu poți să mergi până la Oradea pe o autostradă, să n-ai o centură ocolitoare a orașului Târgu Mureș. Și am văzut oameni omorâți în fața mea pe trecere de pieton. Nu se poate să vină tirul. Domnilor, acum au fi băgat ceva. Bun, dar sunt, spre exemplu, alte județe care beneficiază de... Deci sunt niște decizii, părerea mea, politico-administrative. Alba, Sibiu. Sunt niște decizii politico-administrative și dacă îmi permiți, Adi, să dau un singur exemplu. Da, și cine e de vină? Și mai multe. Da. Dar cine e de vină? Că nu reușim să răspundem. Încercăm să găsim și vinovații, dar nu cred că rolul nostru... Eu avem și rolul nostru să vorbim. Până la urmă, corect, până la urmă, deciziile politico-administrative. Și vorbeam de exercițiile financiare 2007-2013, 2014-2020, în județul Mureș. Județ pe care îl cunoașteți foarte bine. Marginaliza mult. Din punct de vedere a infrastructurii, nu neapărat că marginalizat, din punct de vedere a infrastructurii a drumurilor județene, UDMR a condus foarte mult județul Mureș. Cu excepția celor 4 ani 2012-2016, când a fost condus de către liberalul Ciprian Dobre. În ceea ce privește accesarea acestor fonduri, pe exercițiul financiar 2007-2013, județele de regulă la masa negocierii, pentru că există o masă a negocierii pe zonele de dezvoltare, pe agențiile de dezvoltare, care sunt 7, noi facem parte județul Mureș din Agenția de Dezvoltare Regională 7 Centru. Alba Iulia, nu? Alba Iulia, centru, așa îi spune. Da, știu. Se împart niște bani. Așa. Pe partea de infrastructură, județele de regulă primesc în jur de 20 și ceva de milioane de euro în exercițiile acelea financiare. În perioada 2007-2013, județul Mureș a ales să facă două drumuri județene, din care unul a costat vreo 10 milioane de lei. Nu știu câți circulați. Este vorba de drumul Măgherani-Sărățeni spre Sovata. Îl știu foarte bine. În acel drum au intrat 10 milioane de euro. Astăzi nu prea este circulat. Este un eșec sau nu este un eșec? A fost o decizie politico-administrativă? Ce nu a fost o politică. Pentru mine nu e o decizie eșec. Politică. E un drum superb. Să te plimbi de la Târgu Mureș la Sovata, peisaj, să te oprești, să mănânci un langoș cu brânză sau cu ciocolată, da. Chiar pe vârf, pe dreapta. Argumentul decisiv care a stat la baza deciziei atunci a fost că va înflori turismul pe această cale de acces. A apărut un singur punct, dar e bun. Acesta a fost un drum. Pe 2007-2013, pe 2014-2020 exercițiu financiar, președinte al Consiliului Județean, domnul Ciprian Dobre, atunci s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru a se realiza drumul de legătură Târnăveni-Ungheni. Probabil și la influența colegului liberal de la Târnăveni. Atunci a fost guvernare USL, nu? Exact. Că acum suntem în USL 2. Deci s-a realizat drum care este în construcție acum. Bun, urmează exercițiul financiar următor, 2021-2027. Bănuiesc că, din ce am auzit și ce am văzut pe site-ul Consiliului Județean, se pregătește din nou un drum pe ruta Ernei-Sovata. În valoare de 50 de milioane de euro, care nu a fost depus pe programul guvernamental Angel Salini, probabil se lucrează la el să fie negociat și sumele respective să fie obținute pe exercițiul financiar 2020 și 2021-2027. Deci sunt niște decizii care, până la urmă, cântăresc. Anumită parte a județului este mai dezvoltată, anumită parte a județului este mai puțin dezvoltată. Dacă permiteți și mie un pic să intervin, pot să intervin și eu vis-a-vis de subiectul care l-a spus dumneavoastră. Domnul Turdean, a spus de județele limitrofe, Clujul, Brașovul, Alba, Sibiu, au primit sau nu au primit mai mulți bani ca noi?
Păi au avut prim-miniștri. Bun, începem să comunicăm. Așa. A doua întrebare. Sau hai să o luăm istoric și să mergem treptat unde trebuie să ajungem. Iașul și Bucureștiul la 1860 aveau același nivel de dezvoltare economică. În momentul când Bucureștiul a devenit efectiv capitală, Bucureștiul a crescut de cel puțin 5-6 ori și acum poate ieși de 10 ori mai dezvoltat decât Iașul. Ei, numai un pic, lăsați-mă, eu v-am ascultat cu mare atenție, vă respect. Sigur, vă las. Vă rog să mă ascultați, eu încerc să fac combinare între cel puțin 3 domenii. Regionala de drumuri, că noi am început de infrastructură. Nu poți să discuți de economie de piață fără infrastructură, dar nu spun eu, că o spune Adam Smith, David Ricardo, școala de la Chicago, ca să nu intrăm în detalii. Este la Brașov. Cei de la Brașov acum a postat într-o zi domnul primar Șoș că regionala CFR, nu, regionala, și de CFR culmea, că știa tot la Brașov, regionala de drumuri de la Brașov se gândește la centura orașului nostru. La Alba Iulia este regiunea centru de dezvoltare. Da. E un orășel, când eram eu student, nici cel puțin ei nu aveau o facultate, nu aveau nimic. Și un județ, dacă ne uităm un pic pe Google, nu trebuie să citim mai mult, care nu are populație nici jumate cât are județul Mureș. Sibiu la fel, este un județ mult mai mic. Dar cum domnul Iohannis a primit mulți bani când era, ca spus, de premier de la Năstase, a început să crească foarte mult. Ei, mergând așa, Clujul, nu mai discutăm că este capitala Transilvaniei, este Boc, și foarte bine a spunctat că el a știut să se gândească cu metrou. Ei, și așa, jurul prejur, ne dăm seama că până a venit și Băsescu, că l-a pucat păsăricile, se spună, ce să facem autostradă imediat de la Brașov la Târgu Mureș? Și au colit-o pe la Făgăraș. Parcă el era contachinte Băsescu, nu erau banii noștri. Pe urmă, centrala de gaz metan, deși cele mai importante zăcăminte sunt în Mureș, unde este la Medeaș? Ei, așa, ce vreau să punctez eu? Că având administrații, având regionale, locuri de muncă, bani, întotdeauna, inclusiv dacă vreți în SUA, în orice țară, inclusiv în Germania, statul până la urmă ia două treimi din bani prin diferite forme și el controlează. Iar infrastructura, nu vă supăra că se face un drum județean, e foarte bine, dar infrastructura mare care interesează mediul de afaceri, e vorba de turism, că suntem o zonă turistică, asta e problema guvernului. E, și dacă numai un pic. Deci problema în primul rând pornește și a fost punctul slab al județului nostru și o să mă duc pe urmă și la UDMR puțin, că acolo în Parlament, dacă ungurii pleacă în Parlament, ei vin înapoi în Mureș și tot respectul. Fac spre Sovata și eu mă duc la Sovata, bine că îi bagă bani acolo decât să ajungă în Sibiu, Alba sau în altă parte. Dar ai noștri, ei fiind, am încercat eu ceva să mă duc pe Constituție, numai că, în fine, atâta timp cât tu nu ești legat de o proprietate, de o afacere de Mureș, își trimite nevasta la București, devine și el bucureștean și din proletar tribun nu o să faci niciodată un om legat de zonă. Dacă ar avea o afacere pe plan local, dacă ar avea o proprietate însemnată, dacă ar avea și o deschidere, pentru că politicienii noștri discut cu oameni care au postdoctorate, oameni în economie, oameni deștepți, nu au avut viziune, nu au avut deschidere. Degeaba îl faci primar sau șef de Consiliul Județean și el nu are viziune. Trebuie să ai o altă deschidere. Și culmea că i-au plecat, au fost în Londra, au fost peste tot. Deci cu oameni care nu se bat pentru județul lor, noi nu o să putem progresa niciodată. Până și, eu nu ar trebui să zic de finanță, că nu ar trebui să ne placă, dar până și antifrauda de la finanță a fost dusă la Sibiu. Alte locuri de muncă, alte joburi. Ei, toți oamenii ăștia, vreau să spun, ăștia cumpără apartamente, case, închiriază, acești oameni consumă alimente, ori dacă din start banii merg spre județele respective, nu, chiar zicea domnul, să fie țărâna ușoară domnul Lădariu, chiar el care era atât de anti-maghiar, zicea domnule că până la urmă UDMR-ul norocuie că ei se gândesc la județ un pic mai mult, numai că, cum a spus dumneavoastră, investesc în anumită zonă. Ciprian Turdeanu, UDMR-ul, până la urmă, aduce cei mai mulți bani, politic vorbind. După aceea, cei mai mulți bani vin acolo unde primarii au
consultanți, au consultanță și au proiecte. Scrie Alin Urcan, în lipsa unei strategii la nivel de județ, ceea ce observa domnul profesor, mulți primari așteaptă pomană de la Consiliul Județean. În funcție de culoarea politică, unii primesc sau nu. Așa este. Alternativa dovedită în alte județe este inițiativa primarilor la nivel local. Așa apar oaze dezvoltate și în județul Mureș. Spune, el spune și în județ. Și în județul Mureș. Pentru că sunt administrații locale în Mureș care, dacă te duci și întrebi primarul, voi ce proiecte ați făcut, dar mergi cu ochii închiși să nu vezi cum arată comuna lui, nu se mai oprește din a spune câți bani au intrat acolo. Și vezi afară pe bune. Ei, cine, insist pe cu întrebarea asta, cine e de vină sau cine trebuie lăudat? Primarul sau politicul? Să știți că, din punctul meu de vedere, și am lucrat cu mulți și cunosc situația administrativă de peste 20 de ani. Primarii își fac treaba. Primarii au ajuns la nivelul la care au proiecte pregătite, majoritatea dintre ei. Și aici vorbesc despre situația județului Mureș pe care o cunosc. Ideea este alta. Zicea foarte bine, stau la mila Consiliului Județean. De fapt, nu stau la mila, la pomana Consiliului Județean. Tocmai că nu stau la pomana Consiliului Județean, pentru că, practic, Consiliul Județean există în județ. Deci, Consiliul Județean nu coordonează o strategie la nivel de județ. Aici este problema cea mai mare. Din punctul meu de vedere, județul ar trebui împărțit în microregiuni de dezvoltare. Nu avem foarte multe, vreo 4-5. Să împărțim județul, zona de Câmpie, zona de Târgu Mureș-Reghin, zona de Sighișoara, Sovata și de Târnăveni. Și cine să împartă banii acolo? Pentru că aici e chestiunea ce acum zicea câteva minute, și colegul, nu mai lăsai, de viziune, că e un cuvânt. Da, acum câteva minute lăsai cheie. Să se înțeleagă că nu e bine că se duc banii pe zona ungurească. Păi, nu e, păi tocmai, asta este chestiunea. Asta este chestiunea, că ar trebui să se creeze aceste microregiuni ca să se dezvolte din punct de vedere echilibrat, pentru că zona de Câmpie a Mureșului este mai puțin dezvoltată decât zonele celelalte. Iar un element care este până la urmă, din punctul meu de vedere, destul de greșit și care ar trebui eliminat cu totul, distribuirea sumelor să se facă direct, centralizat direct de la guvern. Aici este o problemă foarte mare, pentru că cel de la București nu cunoaște problema din comunele, orășelele din județul Mureș. Și atunci alocările de fonduri se fac de multe ori pe anumite criterii, pe culori, pe nu știu. Să vă dau un exemplu. Este localitate comună din județul Mureș care are pe masa Companiei Naționale de Investiții, dacă nu s-a și aprobat deja, indicatorii tehnico-economici pentru dezvoltarea unui centru sportiv de 20 de milioane de lei noi. O comună din județul Mureș. În schimb, sunt comune, gen Mieșul de Câmpie sau Tăureni sau Șăulia, care nu au apă potabilă. Deci aici apare problema a investițiilor, pentru că primarul își face proiectul și merge cu el la București. Merge la Compania Națională de Investiții, merge la Ministerul Dezvoltării, ceea ce nu este normal, pentru că cei de acolo n-au cum să știe problemele celor 3.000 și ceva de localități la nivelul României. Uite, eu aici vreau să zic iarăși ceva foarte concret din lumea reală, dar nu din partea specialistului, cum sunteți dumneavoastră pe proiecte. Aceste reduceri, sau am înțeles că nici nu au impozii constructorii, dacă se schimbă legislația, e foarte grav, pentru că numai așa am putut facilitățile, să, da. Facilitățile. Numai așa i-am putut ține cât de cât o parte din oameni. Putem să luăm noi de la Uniunea Europeană și 40 de miliarde de euro dacă nu avem mașini. Numai un pic, că știți că am fost și inspector general. Marea problemă nu a fost că nu erau bani. Problema că nu aveam un corp când eram inspector de specialiști cu care efectiv să putem verifica cum trebuie tot ce s-a făcut, că era aproape să tâmpesc acolo cât m-a luptat. Iar firmele, dacă nu sunt controlate bine, cum v-am spus, trec la alte etape de a face lucruri fușerite, nu zic să fure, că asta deja e altceva. Fușeresc totul să ia banii. Ori noi trebuie să vedem, că dumneavoastră e foarte frumos și tot respectul și îmi pare bine că suntem în emisiune, dar să vedem, eu ajung la latura concretă. Ce se face cu acești bani? Și cum am zis, cu lotul respectiv, cu centura respectivă. Uite, dacă regionala, ca să mă duc pe subiect, regionala Cluj, așa puțin oameni cum are, dar are acolo, nu are în Mureș. Are specialiști acolo, cum are și Bog la Cluj, Bog are avantaje cu, și cu Babeș. Boioi, că, deci
trebuie, cum să spun, sau cu informaticienii. Păi ăia nu au plecat, ăia oricând poți să lucrezi din orice țară. Păi așa ce faci, cum spunea domnul Giurgea, că suntem invitații dânsului. Nu tot te pune cum să iei, cum poți să crești, că dacă masa e plină, toată lumea avem loc acolo. Uite, eu nu fac politică, dar ce mi-a plăcut la domnul fost prefect, care a fost, Natea, care acum săracu am înțeles că e la o casă de odihnă, în fină. Când am mers cu ei, apropo de Câmpie, eu nu prea știam Câmpie, eu sunt din Sighișoara. Ce mi-a plăcut la ei, în campanie electorală, atunci eram liberal. Așa, ei aveau mici. Acum nu mai sunteți liberal. Acum nu mai sunt de câțiva ani nimic. Așa, dar politic. Sunteți liberal sau nu? Liberal sunt. Nu mai sunteți penelist. Eu sunt liberal. Eu sunt liberal. Alții nu sunt. Asta e o altă discuție. Măi, și ce mi-a plăcut? Ei, până la urmă, sunt socialiști, social-democrați. Aveau mici pentru șef, aveau mici pentru ceilalți, dar la masă stăteau toți. Asta vreau să zic. Televiziunile veneau, nimic nu era regizat, știam cum să vorbim acolo tot. Deci cel puțin ei erau sinceri. Așa. Domnule profesor, Șarla Horea intervine, Cipri Turdean, atenție. Spune așa, în sfârșit ați adus în studio un consultant care poate explica implementarea unor proiecte importante fără să fie suspectat de partizanat politic. O să o facem altă dată, că astăzi nu avem vreme de a vorbi despre proiectele astea. Doar atingem așa. Un om cu bogate cunoștințe tehnice. În schimb, domnul Prozan a avut timp suficient să se implice în spațiul public. În schimb, acum analizează nerealizările generației din care face parte. Să lăsăm specialiștii să se ocupe de proiecte, iar profesorii să se ocupe de educație la catedre. În momentul de față pot să spun că este deschidere pentru dezvoltare și în județul Mureș sau în municipiul Târgu Mureș. Este necesar să muncim mai mult și să comentăm mai puțin, bazându-ne pe cuvântul specialiștilor, consultanți și proiectanți. Păi, dacă atât de bine merge județul, eu ce să mai comentez pentru domnul? Pentru că, efectiv, sunt probleme care, cum e centura, un exemplu, sau cum e lotul de autostradă, sau atâtea și atâtea obiective care, efectiv, nu sunt realizate. Dacă dânsul consideră așa, ce să, nu mai am ce să comentez. Este membru PNL și consilier local. Dânsul care, da. Ai, nu știam... Nu știam, atunci ce să mai comentez, că nu mai prea am ce să comentez, înseamnă că țara merge foarte bine, numai că, acum chiar o să zic ceva, numai că înseamnă că noi ceilalți nu ne pricepem și vorbim și noi să ne aflăm în treabă, numai că văd că electoratul nu e chiar atât de mulțumit de realizările respective. Dar îl întreb și eu pe domnul consilier, spre exemplu, lotul de la Chețan la Câmpia Turzii, unde atâția bani s-au investit și acum stă așa cum stă și vine iarna, ce se întâmplă acolo cu banii care i-am plătit noi contribuabili? Sau centura orașului care de generația mea, păi generația tuturor, nu neapărat generațiile, nu numai noi suntem de vină, că de cel puțin 10 ani eu n-am nicio funcție publică, acum alții au funcții publice, dar centura când a orașului Mureș, care efectiv de atâția ani nu este realizabilă și vin tirurile până aproape de centru, e foarte bine? Sau că populația atât de nemulțumită înseamnă că oamenii ăștia chiar au ceva de sunt atât de nemulțumiți? Păi dacă mergem în Ungaria, nu trebuie să mergem mai departe. Ce infrastructură au acolo? Iar eu până una alta, eu cred că am făcut destul de mult, nu neapărat numai în educație. Eu am contribuit și efectiv am oferit multe locuri de muncă față de alții care au ajuns inclusiv șef la PNL, Crin Antonescu, care nici cel puțin definitivatul nu l-avea în învățământ. Domnule nu, profesor, da. Întrerup, a fost și secretar de stat, parcă. Cine? Horea Șarla. Da. Bun, la Ministerul dar domnul Crin Antonescu, care nici cel puțin definitivatul, nici cel puțin titular în învățământ, a condus PNL-ul atât de mult, a făcut. Sau nu mai zic de cei care au urmat, care erau fără locuri de muncă și au condus. Eu nu cred că la un partid liberal se poate mândri cu marile realizări care au fost, știu eu, în atâția ani. Pentru că la vremea respectivă
chiar din generația mea, încă mai am eu până la peste starnă, știi, domnul, cum îl cheamă? Charles. Charles, așa, mai am încă ani suficienți. Deja cei tineri conduceau în primul rând și uite că văd că nu s-a realizat mai nimic. De ce nu vă luptați efectiv să avem și noi ceva aici, o regională Mureș? Că toți au Alba, au Brașovul, au Clujul, au Sibiu, noi nu avem absolut nimic. Bun, aici mai este o chestiune, procedural vorbind, deci sunt anumite, să zic așa, în timpul execuției lucrărilor, anumite probleme care apar din pricina constructorilor, că ziceați de lotul acela de autostradă, Chețani, Câmpia, Cluj. Un exemplu, nu? Până la urmă, da, poate greșeala a fost că s-au scos la licitație atunci 3 loturi. Pe 50 și ceva de kilometri au fost la licitație scoase 3 loturi. De ce nu s-a făcut un singur lot? Unghenie, de ce n-a urmărit firma aceea? Este solvabilă sau nu? Aici e problema. Sigur, deci sunt sigur că atribuirile acestea de contracte s-au făcut conform legii achizițiilor, pentru că nu riscă nimeni să dea pe sprânceană că așa vreau. Sunt niște comisii de evaluare care fac niște evaluări. Domnul Turgean, și, conform numai puțin. Da, vă rog. Deci chestiunea este că nu-și mai permite nimeni să atribuie un contract unei firme, așa că ăla e de-a nu știu cui sau știu eu. Deci s-au întâmplat în timpul execuției anumite probleme. Poate nici statul nu și-a plătit de multe ori facturile la timp, poate nici constructorul nu a respectat întotdeauna termenele de execuție. Nu putem să privim neapărat cu pesimism ceea ce s-a întâmplat, având în vedere că avem celelalte două loturi executate la timp, pe care circulăm. Într-adevăr, este dificil să ai o porțiune care este între ele să nu circuli. Dar, până la urmă, zic, această chestiune, din câte știu, este în licitație publică, proiectare cu execuție, mai mult în evaluare. Deci este în evaluare lucrarea și probabil că la anul va fi deja constructor care va intra să execute. După atâția ani. Așa mai bine rămânea Bechtelul și cel puțin. Bun, dar era... atunci ne rămâne decât critica și să ne plângem că nu se va face nimic niciodată. Mai ales că până la urmă nu putem zice că suntem un popor fatalist, cu toate că teoria fatalismului tot de un român a fost până la urmă promovată de Vasile Conta, care a venit cu teoria fatalismului. Noi discutăm cum se cheltuie banii publici. Noi nu suntem foarte optimiști, să știți. Noi discutăm de problemele respective. Iar contributorii, dacă întrebați, eu nu cred că sunt atât de mulțumiți de ce se întâmplă. Și efectiv aceste exemple care le-am dat, apoi astea sunt de notorietate. Deci noi suntem cel mai prost din sud-estul Europei. Uite, dar haideți să mergem între Ploiești și Brașov. Când efectiv fiică mea era în București, stăteam 7 ore în trafic și nu puteam să ajung acolo. E chiar atât de greu de investi niște bani să faci autostradă? Fiecare guvernare și-a schimbat strategia de transporturi, a venit Ioan Rus, a venit alt ministru. Ar fi bine să stea acasă și să lase pe alții care știu ce au de făcut. Aveți dumneavoastră posibilitatea să mergeți. Uitați să vă implicați în mod direct. Aveți posibilitatea să formați un partid politic, acum e mai simplu. 3 oameni, uite, suntem toți 3, putem face un partid, să vedem ce reușim să facem lotul de autostradă. De acord, Ciprian, dar ai spus un lucru cu care cred că toată lumea e de acord. Toți schimbă strategia. Cum ajung la guvernare sau cum ajung la ban, schimbă strategia. Oare nu aici e problema noastră? Sau strategiile sunt foarte bine făcute pe hârtie și mai greu de implementat. Eu zic că reformele, până la urmă, trebuie făcute în toate domeniile prioritare, în educație, în sănătate, în primul rând. E o reclamă unde spune, da, cu ce? Și eu pun altfel întrebarea, da, cu cine să faci reformele? Este foarte bună întrebarea retorică, cu cine? Nu prea ai cu cine. Și mai ales că acum am asistat la această alianță guvernamentală, coaliție guvernamentală, care s-a pregătit, din punctul meu de vedere, pentru anul 2024. Au o miză foarte mare guvernanții actuali. Chiar dacă PSD cu PNL au mai guvernat în alianța politică USL, PNL-ul de asemenea a mai fost la guvernare susținut de către PSD, guvernarea Tăriceanu. Și până la urmă, eu cred că miza cea mare este în făptuirea acestor reforme. Deci acesta va fi până la urmă drumul pe care trebuie să o ia politicul actual. Și pentru mine întrebarea mai gravă este dacă vor reuși într-adevăr să modifice aceste sectoare esențiale pentru stat. Este vorba despre educație, este vorba despre sănătate și despre administrația publică centrală și locală.
Pentru că aici sunt problemele cele mai mari. Domnule profesor, credeți că vor reforma aceasta despre care vorbește Ciprian Turdean? Mi se pare că miza e alta, strictă, banii. Îl respect, este specialist pe domeniul domniei sale, dar aici, cum să vă spun eu, problema e mult mai delicată. Politicul peste tot își urmărește obiectivele. Eu nu cred că ei vor rămâne prea mult. Am o întrebare, scuzați-mă că vă întrerup. Politicul este un lucru rău sau un lucru bun? Că dumneavoastră, după cum îl reprezentați acum, văd că a fi o chestiune rea politicul. Domnul, așa ați zis, că politicul urmărește. Da, deci așa zis mai domnul Turdean, deci eu, uitați-vă cum comunic eu. Deci eu, în primul rând, încerc să iau ceva de la dumneavoastră ce este bun. Deci, în primul rând, eu nu generalizez. Politicul este foarte bun, e necesar, dar să ai oameni care să reprezinte polisul, cetatea. Deci, atenție! Pentru că, efectiv, eu chiar nu sunt politician și totdeauna, într-o comunicare, trebuie să luăm ceea ce e bun de la celălalt. Și în contextul acesta, politicul nostru mai întreabă vreodată societatea sau vine și își imaginează problemele pe care le... Că de ce cred că nu avem, până la urmă, în România, nimic din ceea ce vedem afară? Că noi, de fapt, nu suntem întrebați. Îmi aduc aminte de Dorin Florea, spre exemplu, primar la Târgu Mureș, spunea: în acești 4 ani, orice se întâmplă în Târgu Mureș, o să fac referendum, să văd dacă târgu mureșenii vor asta sau nu vor asta. N-a făcut niciodată. Păi nu a făcut niciodată. Păi da, bineînțeles. Instituția referendumului nu prea este la noi mai mult pe hârtie și folosită din punct de vedere în scopuri electorale. Și atunci de vină nu e politicul, pentru că el a făcut legislația. Păi este de vină politicul. Bineînțeles că este de vină politicul care poate să schimbe legislația respectivă. Acum eu am... Poate să facă anumite reforme despre dar care... Dar politicul are... Deci politicul, ce înseamnă politic? Deci, în primul rând, polis înseamnă... Ce facem și noi aici. Nu sunt de acord, Ciprian Turdean. Dar politic, ce înseamnă, de fapt? Ciprian Turdean, domnule profesor Bruzan, nu mai avem numai 2 minute și nu sunt de acord. Politicul la noi în țară, după părerea mea, umila mea părere de... om, cetățean, este următorul. Vreau să ajung la putere ca să împart bani. La nevastă, la amantă, la bunică, la mătușă, la copil. Asta nu e politică, e politicianism, e cu totul altceva. Asta e politica în România, de 30 de ani. Și când își dau seama cetățenii ce facem, venim și le spunem: stai că tăiem de la ăia. Prietene, taie de la tine prima dată. Taie ție și după aceea vezi și taie de la celălalt. Tai de la tine, de la soția ta din Consiliul de Administrație, de la amanta ta din Consiliul de Administrație, de la fiul tău din Consiliul de Administrație, de la nepotul tău care e director sau prietenul tău pe care l-ai pus șef că plătește, cotizează la partid și după aceea tai de la ceilalți. Suntem în finalul dialogului nostru, mai aveam câteva mesaje, le mulțumesc pe această cale lui Bolo Gheoșev pentru urări în mod special și nu cred că am schimbat cu agenda de Mureș nimic la Târgu Mureș, domnule Bolog, au schimbat oamenii care au votat. Doru Borșan, mulțumesc pentru urări, îți mulțumesc și ție. Mono Ișandor, vă aștept să vorbim, în iarna asta trebuie să vorbim aici despre afacerile, micile afaceri care mor la Târgu Mureș și în județul Mureș. Spune domnul Mono, de ce e așa? Pentru că ai noștri plătesc firme din afara județului să vină să facă spectacole și diverse, uită de ai noștri. E și aici vorba de un patriotism local. Am spus că în final 2 minute vreau să vorbim de 1 decembrie și vă întreb, generația mea, Ciprian Turdean, domnule profesor, profesorul nostru până la urmă, al generației noastre, la mine chiar profesor direct la liceu pedagogic de istorie, cum vi se pare că la 103 ani nu-i mai atât de important, nu-i mai atât de importantă Marea Unire ca la 100 de ani? Aici e problema cea mai importantă din punctul meu de vedere vis-a-vis de discuția respectivă. În 1917, când regele Ferdinand a fost pe front, le-a promis pământ. Pământul era atunci, cum încercam să spun prin Constituție, valoarea supremă pentru familie, pentru că dacă nu aveai pământ, erai pe nicăieri. E, acum ce avem? 5-6 milioane de oameni în afara țării, de atât de bine merge țara respectivă. Cum poți să fii un om mulțumit
după 100 și ceva de ani, când efectiv el merge, de exemplu, în Spania sau Italia, Spania care a avut regim totalitar până în 1975 în frunte cu Franco, Italia, Mussolini foarte mult timp, dar Italia era țara cea mai rămasă în urmă, practic, din partea de vest. Și ce infrastructură au acum, ce condiții, ce locuri de muncă, pentru că cunosc foarte bine... Fiica mea este în Barcelona. E și trenul rapid, mergi cu 20 de euro abonament pe două săptămâni unde vrei, și în Spania, și în Portugalia. Pe când la noi batem pasul pe loc, pentru că ne place sau nu ne place, nervii pornesc în primul rând de la infrastructură, de la trafic. Dacă mergi spre pedagogic, Papiu, UMFST și așa mai departe, la prima oră, vezi numai mașini lovite, mă lăs acum, Doamne ferește să nu fie polei, pentru că aici trebuie să intervină statul, comunitatea. Și la capitolul ăsta avem foarte, foarte mult de lucrat. Ciprian Turdean? Sigur, și eu cred că acesta este elementul tragic al României, efectiv, practic a doua Românie care este în străinătate. Emil Ciorean, în Schimbarea la fața României, spunea că fiecare stat are fiecare națiune s-a născut cu o stea până la urmă. Asta este steaua noastră. Când discutăm despre România, părerea mea, cred că trebuie să discutăm nu cu argument, ci cu fundament. Adică, cum spunea și Conu Alecu, paleologul, să iubim România cu toate scăpările ei, până la urmă. Domnilor, vă mulțumesc tare mult că ați venit în această seară alături de mine și în fața celor care ne privesc. Au fost mulți și sper că vor fi tot mai mulți odată distribuită emisiunea de astăzi, pentru că ce am încercat, de fapt, să zgândăr la problemă, poate ne trezim acum în decembrie, că am sărbătorit 1 decembrie, urmează să sărbătorim pe de o parte Revoluția și pe de altă parte să comemorăm morții Revoluției, dar până la urmă, în afara libertății de a pleca la graniță, acum cu pașaportul COVID, până acum de ună, fără pașaportul COVID, n-am câștigat prea multe. Dar cred că cel mai mult am câștigat dreptul de a vorbi, de a spune și ce ne place și ce nu ne place, de a fluiera în stradă, indiferent cine sunt liderii care ne conduc. Până când, nu știu, dar fiind luna Revoluției, eu vreau să fie cât mai mult această libertate de a vorbi liber despre toți și despre toate. Mulțumim pentru invitație, la mulți ani încă o dată, felicitări pentru emisiuni. Mulțumesc! Mulțumim! Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă rog din nou, distribuiți emisiunile Agenda de Mureș. Cătălin Nicolau, te-am lăsat la urmă. Faci parte în continuare din echipă. Dacă urmărești până la final, o să-ți dai seama de faptul ăsta, pentru că ești în continuare parte a proiectului Agenda de Mureș și sper să reușim să facem cât mai multe lucruri împreună și în anii care vor veni. Până săptămâna viitoare, multă sănătate, toate cele bune!